Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu, sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. E vineri, urmează weekendul, dar eu mi-am propus, chiar dacă este vineri, să discutăm despre politică. Și am alături de mine pe liderul PNL Vâlcea, domnul deputat Cristian Buican, secretarul Camerei Deputaților, ales din nou pentru încă 4 ani. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Și proaspăt vaccinat? V-ați vaccinat ieri la Drăgășani? Da, am profitat de faptul că s-a dat drumul la vaccinarea unor categorii mai largi de persoane și m-am înscris. Nu a mai fost loc la centrele din Râmnicu-Vâlcea. Am găsit un loc pentru ieri la ora 9 la Drăgășani. M-am vaccinat. În 11 februarie urmează apelul și cred că cel puțin un an jumate nu o să mai am nicio problemă cu coronavirusul, care, știți bine, mi-a creat multe probleme anul trecut. Da, am văzut mușchi, și mușchi, da. I-am pus înainte de Crăciun la borcan. Glumesc, am făcut mai puțin sport în ultima perioadă și din cauza faptului că am fost bolnav și din cauza faptului că am fost foarte ocupat cu activitatea politică. Mergeam de obicei la tenis de câmp cu câțiva colegi, mai mergeam și la vânătoare, mai făceam și alte sporturi ocazional, însă în ultimul an nu am făcut și s-a văzut și în poza care mi-a fost făcută atunci când am făcut vaccinul. Evident, nu toată lumea poate arăta ca președintele. Acum avem etalon, avem un etalon în mușchi președintelui Iohannis, da? Care ne-a lăsat pe toți cu gura căscată, ca să spun așa. Și, dar pe mine m-a lăsat pentru că eu știam că președintele face sport. Am uitat, am fost la schi. Da, nu s-a pus deloc pe musculatura superioară. Unde a schiat domnul președinte? Că în județul Vâlcea toate curțile sunt închise. Vâlcea, dar nu am putut, pentru că, după cum știți, ca de obicei, pârtia noastră nu se deschide decât la sfârșitul unui februarie. Da, nu e deloc de râs. E un lucru trist, foarte grav. Au de suferit nu numai sportivii care practică sporturile de iarnă, dar și cei care ar putea beneficia de pe urma celor care ar veni la pârtia respectivă. Vorbesc aici de proprietarii de pensiuni, de hoteluri, de restaurante din zona Malaia, Voineasa, Decelul și din Brezoi. Eu sper că acesta să fie ultimul sezon în care se mai întâmplă așa ceva. Dar de ce se întâmplă totuși așa ceva, domnule deputat? Se întâmplă pentru că administrația locală de la Voineasa nu este capabilă să rezolve definitiv această problemă. Dar poate administrația locală de la Voineasa ar fi trebuit să fie într-un parteneriat cu o instituție mai mare, Consiliul Județean, care are capacitatea logistică, administrativă, organizatorică să gestioneze o asemenea investiție. Sigur, eu am spus de mult că o primărie precum Voineasa nu are capacitatea de a gestiona un astfel de serviciu. Atunci ar fi două soluții. Fie ar trebui să intre în parteneriat cu Consiliul Județean și să creeze un serviciu care să gestioneze nu numai pârtia, și alte facilități din Voineasa, nu numai pe timpul iernii, chiar și pe timpul verii, astfel încât să creăm acolo un turism permanent, fie să fie concesionată unui investitor privat care ar avea capacitatea să facă acest lucru. Nu s-a făcut nimic din aceste două lucruri și cred că vina nu este numai a conducerii primăriei Voineasa, pentru că conducerea are aceeași coloratură politică ca și Consiliul Județean și eu cred că trebuia să fie o colaborare mai bună între cele două instituții
Și din această perspectivă. Nu s-a întâmplat. Conducerea Consiliului Județean a lăsat primăria Voinea să se descurce singură, deși știa că nu are capacitatea de a rezolva această problemă. Primăria Voinea, nu vreau să fiu răutăcioasă, dar nu poate să gestioneze. Nu are oamenii pregătiți să facă chestiunea aceasta. De câți ani se tot demonstrează și noi ne tot uităm cum trece iarna pe lângă noi, cum turiștii pleacă și schiază în alte părți. Iată, și dumneavoastră ați spus că ați fost și ați schiat pe alte părți, pentru că în Vâlcea n-ați avut unde. Da, din păcate, conducerea Consiliului Județean rămâne în continuare pasivă la aceste probleme pe care le are turismul vâlcean, deși în campanie electorală a trâmbițat suscitare că una din prioritățile Consiliului Județean este turismul și sprijin pentru dezvoltarea turismului în județul Vâlcea. Da, deocamdată nu se vede. Nu vă spărați, dar eu nu văd o implicare activă pe zona aceasta a turismului, mai ales a turismului montan. Da? Avem acea bijuterie, da? Rivalizează cu orice pârtie din orice țară europeană. Priveliștea aceea este aproape ireală. E atât imaginea cu lacul. Este ceva ce nu... Cum să vă spun? Nu e vorba de patriotism local aici. Dar te doare sufletul când vezi că din cauza nepăsării, a nesimțirii și a prostiei unora, această pârtie este închisă? Nu e vorba numai de atât. Eu cred că Consiliul Județean, în colaborare cu administrația locală din localitățile din nordul județului, ar putea să nu numai să țină în funcțiune pârtia de la Obârșie, ar trebui să dezvolte un domeniu schiabil în nordul județului Vâlcea, astfel încât să folosim toate aceste oportunități pe care le avem noi în județ și care nu există oriunde. Cred că în parteneriat cu orașul Horezu, Consiliul Județean ar putea să dezvolte și facilități de turism la Vârful lui Roman. Ar putea categoric, să, da. Ar da. Putea să creeze un domeniu schiabil vast între Vârful lui Roman și Obârșia Lotrului, creând o investiție mult mai mare pe fonduri europene, astfel încât județul Vâlcea să devină una dintre principalele ținte turistice pentru sporturile de iarnă. Din păcate, la Consiliul Județean este o liniște totală, este totul încremenit, probabil că din cauza cerului care s-a bătut peste România în ultima perioadă. Sau probabil pentru faptul că alegerile s-au terminat, campaniile electorale s-au terminat, au încă 4 ani de mandat, sunt, poate oamenii s-au relaxat. Eu cred că... Gândindu-se că 4 ani de acum încolo, oricum nu se mai poate schimba nimic. Nu, eu cred că s-au plafonat văzând că oamenii i-au votat, deși nu au făcut mare lucru în mandatul trecut. Și atunci spun, domnule, dacă oricum noi avem ca țintă să punem niște asfalt pe la diverse porți, pentru că oamenii apreciază foarte mult asfaltul, profitând, bineînțeles, și de proiectele pe care le-au moștenit din legislatura anterioară. Așa, nu e suficient să le punem asfalt, n-are rost să ne mai complicăm, să mai facem, dezvoltăm turismul, dezvoltăm și alte ramuri economice. Oamenii încep să câștige niște bani, să umble și prin alte părți, să vadă că lucrurile decât pe la noi. Știți, este și reversul medaliei. Dacă oamenii sunt mai bogați, se duc și prin alte județe, prin mai alte rate, cum e pe la alții. Prin alte țări, da. Văd cum e pe la alții și fac o comparație cu județul. Bă, stai puțin că la noi e foarte rău. Mai bine îi ținem aici, am sărăcie și ei cred că e bine. Și ne votează. În continuare. Da, mă rog, nu aș vrea să avem aceste discuții în cheie electorală, că totuși alegerile s-au terminat, dar aș vrea să putem să avem un dialog constructiv din punctul ăsta de vedere, pentru că e păcat, domnul Buican, să nu se întâmple... Eu nu vorbesc în cheie electorală, eu analizez un fenomen care se întâmplă
la noi din anul 1990 până acum. Deși nu... Nu vă supărați, nu e numai vina electoratului că votează PSD-ul. Nu am spus asta. Nu am spus asta. E vina noastră că nu reușim să facem electoratul să înțeleagă că se poate și altfel. Pe aia. Sigur. Eu mi-am făcut totdeauna mea culpa că nu am reușit să conving mai mulți electori să voteze Partidul Național Liberal. Dar mi-a spus că sunt un politician abil, adică nu e ca și când... Sigur, eu sunt abil, dar știți cum este când într-un... județ, majoritatea electoratului este format din pensionare. E greu să îi convingi să voteze cu dreapta. După ce guvernul liberal le dădu doar 14% parte din 40% a promis PSD-ul. Păi credeți, da. Aproape imposibil. Aproape imposibil. Dar totuși, revenind la abilitatea noastră politică, domnule Buican, ar fi cunoscută de altfel că dumneavoastră cam tot ce vă propuneți și reușiți. Ați mai puțin chestiunea cu președinția Consiliului Județean, dar acolo, haideți, că ați avut o, cum să zic, a fost chestiunea cu boala, de înțeles până la urmă, adică când e vorba de sănătate, lucrurile se schimbă radical. Dar, revenind, ați reușit să impuneți, sau veți impune la București, trei nume vâlcene. Victor Stănculescu, la ISC, domnul... un domn la Comisia de Jocuri și de Noroc, așa, Alexandru Părduț. Părduț, domnul Alexandru Părduț, numele, și domnul Simion, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Da, am avut o opțiune pentru trei colegi în biroul politic județean. Este opțiunea organizației noastre. Eu nu cred că acest lucru este obligatoriu pentru ca cei trei colegi ai noștri să ocupe posturile respective. Deci nu e bătut în cuie. La nivel național, o comisie în cadrul partidului care analizează CV-urile fiecărui candidat și analizează și din punct de vedere etic și moral. Păi am înțeles că cei trei au trecut inclusiv de verificările băieților. Și cu siguranță vor lua decizia finală dacă ei merită, din punct de vedere profesional și moral, să ocupe posturile respective. Adică mă gândesc să nu pățească ca domnul Baranga, știți? Tocmai. Ca să nu greșim, domnul Baranga n-a fost propus de către Partidul Național Liberal. Știu, discutam ca situație. Ca să nu există o situație în Baranga, da. În Partidul Național Liberal s-a creat o astfel de comisie ca să evităm astfel de accidente. Dacă acea comisie va considera că din toate punctele de vedere colegii propuși de noi merită, vor fi probabil numiți de către primul ministru. Dacă nu, vor cere alte CV-uri, alți candidați, astfel încât să fie îndeplinit. Am înțeles că a fost și un vot în ședința... A fost un vot... De partid? Secret în biroul politic județean. Domnul Stănculescu a avut contracandidat pe domnul Păsat? Domnul Părduț a avut contracandidat? Nu, ceilalți doi colegi nu au avut contracandidat. Domnul Păsat vrea și dânsul la ISC. Da, din păcate nu s-a bucurat de sprijinul colegilor noștri din biroul politic județean, obținând puține voturi. Deci, domnul Stănculescu rămâne opțiunea organizației liberale? Opțiunea biroului politic județean. Da. Pentru această funcție rămâne de văzut dacă va fi validat și de către Comisia Națională. Bun, rămâne de văzut dacă cei trei, până la urmă, propuși de dumneavoastră, susținuți și de dumneavoastră, că i-ați votat, nu? Mă gândesc. Da, sigur, pe unii da, pe unii nu. Deci i-ați votat chiar pe toți? Nu, chiar pe toți, nu. Am înțeles. Bun, rămâne să vedem dacă ei vor ajunge să ocupe aceste funcții. Domnul Simion a mai fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, de sus, e profesionist. Adică... Domnul Simion va... ocupa în continuare. Da, și eu sunt cred. Aproape sigur, pentru că în mandatul pe care l-a avut s-a bucurat de aprecierea nu numai a ministrului și a primului ministru,
care de câte ori a avut ocazia a evidențiat activitatea domnului Simion în funcția de secretar de stat, dar se bucură și de sprijinul multor asociații din zona agriculturii. Păi da, pentru că domnul Simion vine din... Curător, sigur, vine din domeniu. Știe despre ce vorbește. E specialist în domeniu și a demonstrat că acest lucru este în sprijinul activității pe care o desfășoară. Iar domnul Simion este chiar un profesionist. Că și până la urmă, știți cum e, cred că este foarte important să pui omul potrivit la locul potrivit. Nu? Asta încercăm și noi să facem acum. Să sperăm că și reușim. Nu, de fiecare dată îți reușește ceea ce îți propui. Da, și pentru că e început de an, pentru că, mă rog, încă nu avem buget, dar ce să facem? Așteptăm. Nu avem buget pentru că, după cum ați văzut, în ultima perioadă se caută soluții financiare pentru a diminua deficitul bugetar, care anul ăsta a fost, care anul trecut a fost foarte mare. Am ajuns la fundul sacului, domnule Bican. Nu pot spune asta, însă în Uniunea Europeană există niște standarde și cred că și pentru viitorul copiilor noștri trebuie să încercăm să cheltuim cu chibzuință ceea ce avem, să nu facem risipă, astfel încât să nu îi punem pe ei în dificultate când o să fie în activitate și noi o să fim pensionari și o să cerem pensii mai mari și ei o să spună că nu au de unde să ne ofere aceste pensii, pentru că atunci când am avut ocazia să cheltuim niște bani, nu i-am făcut așa cum trebuie și am îndatorat pe ei. Da, m-aș întoarce un pic la subiectul cu cei trei nominalizați ai dumneavoastră, pentru că ați fost acuzat oarecum într-un articol care a apărut în presa națională, pe un portal de știri online, că dumneavoastră l-ați susținut pe Stănculescu, care Stănculescu, practic domnul Stănculescu, ar fi curea de transmise între dumneavoastră și PSD, pentru că domnul Stănculescu, nu râdeți, domnul președinte, că este un articol important. Da, știu că am... Așa, domnul Stănculescu este exponentul unui grup de interese condus de om de afaceri Virgil Bica. Da, sunt obișnuit cu astfel de acuzații. Eu fac o dezvăluire, nu l-am votat pe domnul Stănculescu, am votat pe altcineva. Adică pe ce puteți să votați pe domnul Păsat? Și votul a fost secret, fac această dezvăluire. Nu l-am votat pe domnul Stănculescu. Păi cum? Nu e fiind dumneavoastră, domnul Stănculescu? Da, poate putea să-mi fie fiind de botez, nu? Ceea ce nu e cazul că are vârstănătate, sau de cununie. Uh-huh. E divorțat. Într-adevăr, am botezat fiica dumnealui. Deci sunt nașul fiicei. Deci o cumetrie de genul acesta există, cumva. Într-un fel, putea extrapola. Bun. Așa. Dar nu cred că are nicio legătură cu numirea dumnealui în vreuna din funcțiile pe care le a ocupat sau le va ocupa. Eu nu susțin oamenii în funcții pe criterii din astea... Mășărie, finărie. Da, de rudenie, de clan, de... Dar de grup de interese, domnul Buicar. Grup de interese, nu, în niciun caz, nu. Am fost acuzat de multe ori de acest lucru. Uneori chiar oficial. Au fost oameni politici, ziariști, oameni de bine, să zicem așa, din acest prietenoși, da, prietenoși, da, ca din partide adverse, care mi-au făcut reclamații la DNA, la Parchetul General, la Poliție, peste tot. De fiecare dată s-a demonstrat că ceea ce scriau eu, ei în acele reclamații nu exista. Dar ce reclamă? Fapte. Diverse lucruri. De pildă că am numit pe criterii politice prin trafic de influență niște oameni. A, la ce? Da, sigur. Am fost un dosar în care 10 oameni politici, foști PSD, unii din alte partide,
un clan mafiot din județul Vâlcea întreg, da, mă reclama că am comis o faptă... Ce clan mafiot, domnul? O faptă dovedit, de altfel și în instanță. Da, nu e subiectul acestei... Bun, dacă doriți, da, facem o misiune specială pentru CET Govora. Când doriți? M-au reclamat că am făcut o faptă penală. Parchetul a deliberat și a zis că nu există fapta. Unul dintre reclamanți, ziaristul, a contestat în alta curte decizia procurorului și instanța a confirmat rezoluția procurorului. Este doar una dintre reclamațiile care mi-au fost făcute. Să știți că săptămâna sunt făcute reclamații, nu am nicio problemă. Îi rog pe toți care au vreo bănuială să facă reclamații, pentru că e bine ca lucrurile să se rezolve în instanță sau la parchet. Nu e bine. Da, e bine, foarte bine. Nu e pentru bine. Că atunci eu am posibilitatea să arăt că sunt nevinovat, da, și să demonstrez că există oameni în această țară care vor să facă rău fără... Cu orice preț. Cu orice preț. Din păcate, domnule Buican, județul Vâlcea este unul din, este recunoscut ca fiind județul cu cei mai mulți reclamagii. Da, sigur, și cu mulți oameni care încalcă legea, da. Da. Nu e problemă. Dar cu foarte mulți reclamagii, din păcate. Cred că asta nu este un acesta nu e un rău sport. Dar dacă se transformă această reclamație într-o vânătoare de vrăjitoare. Asta într-o este. Într-o metodă de a împiedica anumiți oameni să-și facă treaba. Și de a intimida până la urmă. Intimida. De a de a-ți aduce ție ca reclamant niște avantaje, eu cred că nu este ok. De aceea mi-am propus ca vă rog, atunci când am rezolvat problema în instanță, să chem eu în instanță pe cei care au dorit să-mi strice imaginea și să plătească pentru că au făcut acest lucru, deși nu aveau nici motiv. Există aceste dosare pe rol? Ați dat pe cineva în judecată? I-am sau dat doar pe toți. Știți foarte bine că deja s-au finalizat vreo 3-4 procese cu daune morale pe care trebuie să mi le... Unii le-au plătit, alții urmează să le plătească. Dar ce faceți cu banii ăștia? Spre exemplu, cu banii de la... Păi fac multe donații. Aha. Donez la biserici, la cămine de bătrâni, la oameni care sunt în dificultate. Da, măcar atâta lucruri. Adică din toate poveștile astea, măcar... A, beneficiază niște oameni. Să fie, da, un final... Deși eu inițial am suferit mult, pentru că... Nu eram obișnuit cu... Acum sunt obișnuit, nu am nicio... Nu mai văd, că nu mai aveți nicio... nicio strafugerare, nu mai... În fața procurorului, da, sau în fața instanței, să răspund pentru niște fapte aberații pe care nici nu bănuiam că au fost făcute vreodată de cineva. În fine. Bun, mai aveți... Se lavi. Da, deci ziceți că reclamații sunt, că sunteți tot așa... Da, din grupul de interese de la Consiliul Județean, din jurul Consiliului Județean nu faceți parte. Și domnul Stănculescu nu e cureaua dumneavoastră de transmisie, nu? Există un grup de... Păi așa? Păi n-aș citit acel articol. Este... Ar putea exista un grup de interese în jurul CET-ului, în continuare. Păi CET-ul nu e în insolvență? Păi este, dar văd că în continuare se fac contracte care aduc prejudicii CET-ului. Am văzut că scot la vânzare niște active care ar fi foarte bune în viitor pentru a crea un, să zicem, o nouă centrală în cogenerare și fără ele nici Consiliul Județean, da, văd că nu după mai, poate, asta vă mai poate să construiască o astfel de centrală. Văd că în continuare se fac angajări pe criterii politice. Dacă nu ai carne roșu, nu poți să lucrezi la CET Govora. Păi se mai fac angajări încă o dată. CET-ul e în insolvență. Nu adică... Se fac în continuare angajări. Și la CET Govora și la Berbeș, la exploatarea minieră. Și exploatarea minieră făcutuci. Asta mi-arată mie că, totuși, ar putea exista un cerc de interese în jurul CET-ului și a Consiliului Județean.
Dar dumneavoastră nu sunteți înțeles cu Constantin Rădulescu, nu? Asta e o glumă, nu? Nu, eu vă întreb. Nu am fost înțeles niciodată cu adversari politici. Nu am fost înțeles nici cu parteneri politici, dar cu adversari politici. Știți că eu, de obicei, am mers așa pe linia mea și am reușit. Până aveți cam drumul dumneavoastră așa. Am drumul meu singurat. Da, și am reușit până la urmă, tocmai pentru că nu am fost implicat nici în cercuri de interese, nici în mafii și nu mi-a promovat nici rudele în funcții. Dar știți cum este? Dacă era să lucreze fratele meu, cumnata mea, nepoții mei pe undeva, pe la vreo instituție, vă dădea seama ce mare scandal era. Doar pentru că sunt nașul fiicei lui Stănculescu, este un mare tantam, ce-ar fi însemnat dacă rudele mele erau băgate pe cine știe ce instituție? Dar rudele dumneavoastră nu trebuie să lucreze, nu trebuie să aibă și ele servicii? Da, uneori întreb și eu pe anumiți oameni politici sau ziariști care îmi reproșează anumite lucruri, dar rudele mele nu trebuie să... Ar trebui să moară de foame, nu înțeleg. Sau trebuie să-i trimit în altă țară. Din fericire, rudele mele au afaceri private și nu am se nicio descurcă problemă. Foarte se bine. Se descurcă foarte bine, da. Da, bun, deci nu faceți parte de niciun grup de interese, așa susțineți. Din fericire. Dumneavoastră. Din fericire, nu. Nu. Sau din păcate, nu știu cum e. Primăria Râmnicu-Vâlcea, domnul Lebuican, am văzut că liberalii dumneavoastră s-au mai liniștit. Ce ați făcut? I-ați dat pasiflora domnului Crăciunescu? Că s-a mai, nu mai, am mai urlat un pic, dar nu atât de tare, recunosc. Recunosc că nu urmăresc îndeaproape activitatea din Consiliul Local, pentru că noi avem organizație municipală, avem un președinte al organizației municipale care acum e senator. Da, chiar vor fi alegeri acolo? Și care cu siguranță urmărește activitatea colegilor din Consiliul Municipal și sper că colegii noștri lucrează în interesul cetățenilor, așa cum s-au angajat în campania electorală și pe baza acestor angajamente au primit și votul destul de numeros al locuitorilor din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Dacă voi constata că există lucruri care se fac în defavoarea cetățenilor municipiului Râmnicu-Vâlcea, cu siguranță voi interveni și voi lua măsuri. Dar totuși, eu aș vrea să revin la atmosfera din Consiliul Local, da? Una nesănătoasă, dacă vreți, pentru rolul Consiliului Local, pentru ce ar trebui să se întâmple în Consiliul Local. S-a votat acel excedent bugetar, nu să știți despre ce vorbesc. Consilierii PNL au spus că da, votăm, dar cu o mențiune, facem noi o comisie să verificăm noi care-i treaba cu banii ăștia. Știți că nu se pot face, știți și dumneavoastră că ori votezi o hotărâre, ori nu o votezi. Adică genul acesta de... Adică de, oamenii dumneavoastră par nepregătiți. Asta zic. Știți? Da, nu cred că sunt nepregătiți. Dar care e problema lor? Eu cred că colegii mei din Consiliul Municipal vor să evite niște lucruri care s-au întâmplat în trecut. Și anume să se risipească banii râmnicenilor pe lucruri inutile. Vor să aibă control asupra banilor și cred că... Dar un control democratic, ca și aleși ai cetățenilor din municipiul Râmnicu-Vâlcea trebuie să afle ce votează. Și pentru ce votează. De acord. Pentru că mi se pare o chestiune puțin abuzivă. Să te duci în fața Consiliului Local să ceri un vot de repartizarea unor fonduri, fără ca cei din Consiliul Local să știe foarte exact pe ce se cheltuiesc acele fonduri. Ei au suspiciuni că fondurile respective se duc pentru plata unor datorii pe care fosta conducere a primăriei le-a făcut fiind și actuala
fiind și actuala, le-a făcut în contul, să zicem, campaniei electorale pentru alegerile locale. Bun, și cum dovedești acest lucru? Există instituții specializate care trebuie să pădurească asta? Nu poți să te adresezi unei instituții fără să ai dovezi. Dovezile le obții verificând din punct de vedere administrativ aceste lucruri. Pentru că există în codul administrativ o prevedere expresă care spune că Consiliul Local trebuie să îi se pună la dispoziție toate informațiile legate de proiectul. Dar Consiliul Local nu e comisie de anchetă. Nu, e. Mai puțin. Eu vorbesc despre altceva. Așa. Deci, dacă în calitate de consilier local, trebuie să fii informat. Ce? Informații de la aparatul primariei. Despre anumite lucruri legate de proiectul de hotărâre care urmează să dezbate, trebuie să le primești înainte de a intra acel proiect în dezbaterea din Consiliul Local. Dacă nu, pot să refuz să votez acel proiect. Din câte sunt informat, aparatul din subordinea primăriei refuză să pună la dispoziția consilierilor aceste informații. Și de aici și mai mare bănuiala că aceste fonduri sunt folosite în mod abuziv și discreționar. Bun, dar totuși trebuie să înțeleagă colegii dumneavoastră că ei trebuie să fie informați. Sigur. Asta încerc să spun. Păi da. Ei încearcă să fie informați, cerând informații în mod legal de la aparatul primăriei și nu le primesc. Și atunci cum să voteze? Păi da. Ce este cu chestiunea aceasta, cu comisiile astea care vor ei să verifice? Există instituții, Curtea de Conturi. Nu, n-ați înțeles care a fost mecanismul, a fost unul tău. Așa. Eu, în calitate de consilier, spune domnul director, vreau să-mi prezint și mie care sunt lucrările pe care le plătim din excedentul bugetar. Nu, domnule, tu ești consilier, nu ai voie să știi. Lăs că le știm noi, că facem parte din executivul primăriei. Dumneata votează ce spunem noi pe masă. Mulțumesc! Dacă nu primesc aceste informații, atunci înseamnă că aveți lucruri ilegale de acoperit și am dreptul, ca și consilier local, să propun o comisie care să ancheteze modul în care dumneavoastră... Ce să ancheteze? Nu există o comisie de anchetă, asta vă spun. Nu poate să existe o comisie specială, așa, conform codului administrativ, dacă citiți, care să studieze anumite lucruri. Bun. Ea deliberează, vine în Consiliul Local, face un raport, un raport care este aprobat sau respins de către Consiliul Local. În Parlament, există anumite situații, facem comisii speciale. Domnul președinte, eu nu știu dacă această retorică vă ajută cu ceva politic. Nu trebuie să mă ajute, însă toată lumea trebuie să înțeleagă că au trecut timpul în care banii se cheltuiesc pe sub masă. Că-s bani publici, acord. Se cheltuiesc pentru masă, pe sub masă, pentru a primi și pagă de la unul sau de la altul. Asta este bănuiala. Vedeți că aceste afirmații sunt grave și trebuie să le puteți proba. Asta este bănuiala. Că de aici pleacă colegii noștri, de la această premiză, că acești bani sunt folosiți. Și cine ar fi șpăgarii, ca să înțeleg și eu? Asta vor ei să găsească. Asta vor să găsească. Vreți să fac lucrări pe bani foarte mulți, mult mai mulți decât se folosesc îndeopște în această țară sau în Uniunea Europeană, și vor să afle unde se duc acești bani. Bun. Până la alta, lucrurile s-au deblocat cât de cât în Consiliul Local, pentru că e nevoie ca lucrurile să meargă înainte. Nu pot să blochezi o administrație publică locală întreagă doar pentru că ai tu niște bănuieli că cineva ar putea lua șpagă sau sau nu știu ce. Sunteți pe o poziție partinică. Nu. Deci așa cum dumneavoastră vă pronunțați, vă rog, sunteți de partea executivului primăriei. Nu, chiar deloc. Eu vă spun care s-ar putea să fie corect, nu știu.
Dar țineți cont că acei 23 de consilieri locali, da, reprezintă populația din municipiu. De acord. Și ei au fost trimiși acolo cu un scop. Nu? Da. Nu se ia indemnizația de 1000 de lei lunar pentru a se duce la ședință de două ori și să ridice mâna pentru ce zice primarul sau altcineva. Nu. Ei sunt trimiși în Consiliul Local să apere interesele celor care au votat. Și interesele celor care au votat sunt acelea de a face lucruri bune pentru ei, da? Cu bani corecți. Bun. Fără... Și să nu blochezi activitatea primăriei. Păi, atunci când activitatea primăriei, vedeți, este în dauna cetățeanului, trebuie blocată. Cine stabilește că este în dauna cetățeanului? Omul care este trimis acolo, în Consiliul Local, analizează și stabilește. Pentru că asta e peste tot. Majoritatea decide. Dacă nu am înțeles niciodată că în democrație majoritatea decide, suntem în afara democrației. Nu, dar înțeles toată lumea asta. Adică dacă cel puțin eu n-am înțeles. Ba da, am înțeles. Vă acuzați în majoritate, Doamne ferește, dar și împune punctul de vedere într-un apărând niște principii, niște lucruri. Domnul deputat, eu v-am întrebat de ce consilierii liberali au blocat activitatea. Vă zic să divulgăm în Consiliul Local, să dăm credit conducerea administrative. Da, au blocat, stați, nu vă mai... De ce nu? Păi asta a susținut dumneavoastră. Nu, eu v-am spus că, păi nu, n-am susținut eu. S-a văzut că activitatea a fost blocată până acum. La ultima ședință au votat. Păi, probabil din anumite motive a fost blocată, nu? Toată unii oameni trebuie să-și primească banii, unii salariile, unii, adică sunt lucruri de care trebuie să ții cont. Chiar dacă vrei să dai din banca și să faci dreptate și să cauți nu știu ce. Să ne înțelegem. Da. Consilierii locali nu apără interesele salariaților primăriei, nu. Da, salariații primăriei intră și așa. Ei apără interesele cetățenilor. Ei și salariații primăriei sunt în slujba cetățenilor. Noi înțelegem lucrul ăsta mai greu în România. Am înțeles. Că dacă salariații și ei cetățeni ai municipiului sunt. Da, privilegiați. Fac parte din aristocrația, din aristocrația bugetară. Bugetară, din România. Da. Eu, ca demnitar. Și dumneavoastră faceți parte. Primarii. Da. Angajații din primării și din instituții. Da, fac parte din aristocrația bugetară. Mult mai bine plătită decât dumneavoastră, cei de la privat. Păi da. Păi și atunci și dacă cineva vine și zice și după aia, apărăm și interesele acestor oameni amoriți care muncesc de dimineața până seara la privat. Când vin câte unii și după aia publică contractele presei cu SCM-ul, pătemir ce pagini, vai mama lor. Cum îți vine așa să ce să mai zici de chestiunile acestea, domnul președinte? Vorbesc de principiu. Păi de principiu vorbesc și eu. Dacă vreau să dăm și exemple, nu. Păi nu, că eu vorbesc, haide să rămânem în zona principiilor, că e mai bine. Dar asta zic că eu salutam, dumneavoastră v-ați inflamat un pic, dar eu salutam decizia liberalilor de a debloca lucrurile în Consiliul Local. Ce căutați dumneavoastră, puteți să căutați în continuare, domnule Pican. Nu, domnul asta ei acuză faptul că nu se respectă legea și nu li se pune la dispoziție informații. Dar duceți-vă la instituții, spun, domne, uite, aia și cu aia. Dar votați și e de votat în Consiliul Local, că ce este de votat, cu siguranță, acolo. Ce nu este de votat, cu siguranță nu se va vota. Bun. Oricât ar insista presa sau altcineva. Păi, dar nu e vorba. Cu siguranță nu se va vota. Pentru că consilierii liberali sunt trimiși acolo să apere interesele cetățeanului, nu ale altcuiva. Bun. Să fie clar din punctul ăsta de vedere. Ok. Vedem mai departe. Și nu mai discutăm. Ce o să se întâmple? Că sunt 4 ani de acum încolo, tot o să vedem o să participăm la ședințe de Consiliu Local, tot o să se mai voteze, tot o să mai existe tot felul de discuții. Cu siguranță o să existe. De o parte și de alta, nu, ca să zic așa. Nu am niciun dubiu că vor exista și cu siguranță consilierii liberali, chiar dacă vor fi criticați public, de către unii care au interese, vor vota în interesul cetățeanului. Vedeți că și cu interesul ăsta e o chestie. Interesul cetățeanului, interese de orice fel. De alte tipuri. De altă natură. Nu dauna cetățeanului. Da, începeți un mandat, ați început deja un mandat nou de parlamentar. Am început cu o vacanță.
Eu am început acest mandat cu o vacanță. Da? Am constituit Parlamentul, am ales conducerea, am constituit comisiile și am luat vacanță de o lună. Văd că guvernul nu catadixește să aducă bugetul. Noi planificasem o sesiune extraordinară în această vacanță parlamentară pentru a vota bugetul. Se pare că sunt probleme și abia la 1 februarie ne vom întoarce la muncă. Sper și când ați... dezbaterea bugetului. Asta, asta vreau să vă întreb. Când ar fi să dezbateți bugetul? Pe 1 februarie? După sper că după 1 februarie va veni guvernul cu bugetul în Parlament și îl vom dezbate astfel încât știm ce bani avem la dispoziție atât la nivelul instituțiilor centrale, dar și la administrația publică locală pentru a cheltui în acest an. Bun, domnule deputat, cu speranța că vom avea buget, cu speranța că lucrurile se vor debloca și vom putea să mergem iată înainte cu investiții pentru județul acesta. Eu vă mulțumesc pentru participare. Am ajuns la final, nici nu știu când a trecut timpul, că atâta ne-am ambalat aici. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Cristian Puican. Eu sunt Manta Popescu. Vă urez un weekend minunat. La revedere!